Reprezentanții ai Consiliului Județean Argeș au fost prezenți la un dublu eveniment găzduit de Universitatea din Pitești. Comemorarea a 2 ani de la trecerea la cele veșnice a profesorului universitar dr. Șerban Constantin Valeca și lansarea Asociației Naționale pentru Energie Nucleară, Școala Națională de Energie Nucleară. În această asociație se reunesc 12 universități de prestigiu, printre care și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie, Politehnica București, din care face parte Centrul Universitar Pitești. N-am să evoc eu personalitatea celui care a fost Șerban Constantin Valeca, deși ne-am cunoscut, zic eu, destul de bine, cel puțin din două perspective, odată din această perspectivă administrativă-politică, dar mai ales, sau în primul rând, din perspectivă sportivă, pentru că, nu-i așa, domnia s-a avut și o bogată contribuție în ceea ce privește mișcarea sportivă pe o anumită disciplină sportivă la nivelul județului Argeș și chiar la nivel internațional, să nu uităm că este un maestru având 4 dani. Întâmplarea face ca în urmă cu vreo 2 zile am susținut un interviu în cadrul secției Muzeului Județean, a secției Sportului Argeșan. Știți bine că în cadrul Muzeului Județean există și o secție a Sportului Argeșan dedicată unui număr de 17 discipline sportive și domnia sa este foarte bine reprezentată acolo. Și am considerat de cuviță să trec în revistă și acest aspect. În ceea ce privește scopul întâlnirii noastre de astăzi, e unul, dacă vreți, și poate că, nu știu dacă e cuvântul potrivit, dar nu iese din normalitatea asta și pentru că zona noastră este cunoscută și recunoscută pentru genul acesta de activitate și avem o serie întreagă de specialiști care, iată, ne-au dus faima peste hotare. În cadrul evenimentului a fost ținut și un scurt ceremonial religios în memoria fostului ministru al cercetării și senator de Argeș, Șerban Constantin Valeca. La eveniment au fost prezente numeroase personalități din lumea universitară și a cercetării nucleare, dar și reprezentanți ai Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului, în frunte cu părintele arhimandrit Caliopie Ichim.